Este Adrian Negrescu, este analist economic. Bună ziua, domnule Negrescu. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt discuții în aceste clipe peste 250 de miliardari și milionari cer ca elita politică reunită practic să vorbească despre această taxă pe avere. Solicitarea noastră este simplă, vă cerem să ne impozitați pe noi, cei mai bogați din societate. Ați mai auzit așa ceva, domnule Negrescu? Iată, bogații vor am auzit să fie impozitați. Tot s-a vorbit de chestia asta în ultimii ani, chiar miliardarii cer acest lucru, dar știți cum e, diferența între luați-ne banii și show me the money e mare, pentru că mulți dintre miliardarii ăștia au ascuns averile în paradisuri fiscale, în tot felul de active care pot fi, e aproape imposibil să fie impozitate. Da, dacă s-ar aplica o astfel de taxă, am văzut în Marea Britanie se vorbește de taxe de 1,7% da, pe avere, uh-huh. Asta ar însemna că ar aduce la bugetul de stat, adică pentru serviciile publice din Marea Britanie, undeva la nivel de 15 miliarde de euro, bani cu care practic Marea Britanie și-a rezolvat problema transportului public, a serviciilor de sănătate, de salubritate. Cum ar fi să avem și în România așa ceva? Dar din păcate în România miliardarii noștri au averile oriunde în altă parte decât în conturi. Deci e mai mult o marotă, e un mod prin care miliardarii încearcă să arate fața lor așa pozitivă, fața lor socială, da? Dincolo de faptul cum au făcut averile respectiv. Asta în contextul în care, domnule Negrescu, 1% cei care reprezintă bogații planetei dețin 40% din tot ce înseamnă active financiare globale și cei mai bogați oameni, chiar vorbeam ieri aici la Newsroom despre faptul că și-au dublat pur și simplu averea și dublarea asta nu înseamnă așa câteva milioane, înseamnă inflația, vreo 400 da. De miliarde. Bun, există de asemenea avertismente care vin de acolo și unul dintre cei mai importanti oameni din domeniul petrolier spune că este foarte posibil ca în perioada următoare, începând chiar din 2025, să scadă puțin câte puțin resursele de petrol. Chiar spune așa și citez, lumea ar putea să rămână fără petrol în perioada următoare sau într-o perioadă de câțiva ani. Da, și se merge pe energia asta verde, e încă o justificare pentru eforturile astea internaționale de a merge pe energie eoliană, pe energie nucleară, pe toate formele alternative care nu poluează atât de mult. Da, ar fi o lovitură puternică pentru economia mondială în condițiile în care depindem în continuare de carburanți, de benzină și motorină. Da, cred că mai e mult până acolo, pentru că OPEC, Organizația Producătorilor de Petrol, are rezerve suficiente pentru următorii 15 ani pentru a produce la nivelul pieței. Cred că se încearcă, de fapt, o stimulare a creșterii prețului petrolului și se încearcă pe toate căile acest lucru, inclusiv de către Rusia, pentru că până la urmă din banii ăștia Rusia și alimentează mașina de război, da? Din banii din petrol, din gaze, pe care reușește să le exporte în ciuda embargoului internațional. Ce se discută la Davos și cred că este important, se discută despre efectele inflației și cum vom depăși posibila recesiune pe care se îndreaptă marea economia mondială. Vedem în Statele Unite se vorbește de acest lucru, în Germania deja sunt semne clare de recesiune și toată lumea încearcă să meargă spre recesiune ca să evite stagflația. Știți ce înseamnă stagflație? Creșteri de prețuri în continuare și o stagnare economică. Ar fi cea mai proastă situație în care s-a afla economia mondială și inclusiv economia românească, pentru că ar genera multiple probleme economice și de aceea se caută soluții pentru a reporni practic mecanismele internaționale, mecanismele de comerț la nivel internațional, în așa fel încât să evităm această situație nedorită. De nimeni. Sunt și foarte multe articole, experți acum și am citit chiar un articol extrem de interesant din Wall Street Journal care se numește așa, discipolii de la Davos distrug, dacă vreți, tot ce înseamnă industrii în Europa. Sunt multe lucruri la care trebuie să ne uităm și ca de fiecare dată în criză, toți cei foarte bogați se îmbogățesc. Cum satisfaci și cum cheltui banii până la urmă? Creezi o nevoie pe care tot tu vii și îi găsești și soluția. Mulțumesc foarte mult, domnule Negrescu!